Ioan a fost director general al minister și eu am fost dat în important, așa că știm cam cum e și la București, știm și cum e treaba la Ploiești. Scopul acestei conferințe de presă, este prima dintr-o serie, este să încercăm să facem o comunicare de criză cât se poate de friendly, cât se poate de reală și ne bazăm pe dumneavoastră să transmiteți informațiile așa cum vi le dăm și să confirmăm sau să infirmăm sursele care transmit diverse informații, unele adevărate, altele mai puțin adevărate. Bineînțeles, și eu știu cam ce face DSP-ul, cred că vă dați seama, și Ioana știe cam ce face Spitalul Județean. Așa că o să înceapă, doamna director, să vă spună cam ce realizări, cât am putut și cât a putut domnia sa a făcut, cam cum vedem noi colaborarea, după care o să vă spun eu câteva lucruri pe scurt din județean și așteptăm întrebări de la dumneavoastră. Doamna director, aveți cuvântul. Da. Numai puțin să mutați și la microfoane. Bună ziua, o să încep în primul rând cu activitatea în cadrul Direcției de Sănătate Publică, în special ce ține de anchete, că au tot fost discuții în privința anchetelor și a dispozițiilor. Noi am mai încercat să explicăm, orice anchetă epidemiologică are două componente. Da? În momentul în care există un caz pozitiv, acel caz pozitiv este sunat, este contactat și sunt făcute odată ancheta contactilor direcți de familie din timpul liber și din tot. În al doilea rând, în cazul în care este angajat, se transmite ca să fie făcută o anchetă epidemiologică și identificat și contactii de la locul de muncă. După cum știți, a fost o perioadă în care au fost foarte multe cazuri. A fost și implementarea noului soft, Corona Forms, în care se introduc absolut toate. Și a fost o perioadă foarte aglomerată în care a necesitat foarte mult de lucru și într-adevăr au fost câteva zile în care probabil au fost datele diferite și inclusiv anchetele probabil făcute, că în momentul în care sunt 800 de anchete pe zi, cum au fost, a fost ziua cu 783 de cazuri, dacă nu mă înșel, când au fost preluate. Am spus pentru fiecare anchetă, vreau să explic clar ce înseamnă, trebuie sunat persoana care este pozitivă, trebuie sunată, trebuie strânse date. În momentul în care există persoane care fac anchete, că sunt persoanele asistenți și medici, da? Alte persoane după aceea îi introduc toate datele astfel încât să puteți face și dispozițiile. Deci, și dispoziția practic este urmare a acestei anchete. Da? Vreau să mai spun că au existat îngrijorări pentru concediu medical, pentru perioada de izolare. Da? Se dă la o zi, se poate cere de la ieșirea din izolare, deci după terminarea perioadei de izolare și poate fi dat până la 30 de zile de la data acordării, da? Asta vroiam eu un pic să subliniez ca să știți în cazul în care mai sunt probleme. Ceea ce e foarte important, pentru că am avut un caz pe care ni l-a adus la cunoștință presa, cu o persoană care tot solicita de la noi dispoziție, dar atât contactul, adică cazul pozitiv, cât și societatea la care lucra, era din județul nostru. Deci toată ancheta pornește de la cazul pozitiv, nu de la contact. Cei DSP-ul teritorial, de la domiciliu, de la locul de muncă, face ancheta epidemiologică. Pentru că aceste dispoziții și contacti nu putem efectiv să le facem ca zis, așa ne-am trezit cu toată lumea, zice că e contact cu cineva. Deci toate aceste date trebuie verificate și vreau să știți că și asta este procedura. Deci se merge pe teritoriu, da? În ce privește dispozițiile de izolare? Dispoziție de izolare pentru pozitiv se dau conform legii doar în cazul în care pacientul refuză izolarea. Dacă este de comun acord, nu trebuie. Ia legătura cu medicul de familie, după cum știți, modificările legislative ale legea 136, în urma căruia el este preluat în monitorizare, este monitorizat pe toată perioada, dacă nu necesită internare într-o unitate sanitară, certificatul medical îl dă medicul de familie în funcție de evaluarea pe care a făcut-o și de fișa de monitorizare. Da? La fel și aceste certificate medicale, normal că omul cât e în carantină nu poate să iasă, se ducă. Noi am reușit să ajungem la zi cu toate dispozițiile, a fost într-adevăr o muncă titanică, am avut noroc că am avut delegat și personal școlar de la școli, da? Dar trebuie să înțelegeți că în toată perioada asta se întâmplă, se mai pozitivează, rămân în carantină,
orice persoană nouă care vine trebuie instruită. Deci chiar dacă azi înviți, să zicem, 10 persoane, ele probabil încep să fie foarte eficiente după câteva zile, o săptămână, da? Pentru că trebuie să-i instruim non-stop. Sunt foarte multe, deci noi lucrăm, vă spun sincer, de luni până duminică suntem pe baricade, suntem în această luptă, este volumul extraordinar de mare, mi-aș dori să pot să vorbesc mai mult cu dumneavoastră și să sperăm că dacă reușim să ajungem acum, să ajungem pe un platou, să avem timp, pentru că efectiv, credeți-mă, că muncim non-stop. Alte întrebări, deci asta era primul. Dacă întrebări, eu zic da. După, stai, după. Dacă mai ai ceva, după aia o să vreau să spun câteva lucruri. Haideți să spunem, da, și despre spitalul județean. Mai puțin despre spitalul județean. Haideți cu microfoanele, că, na, se face. Așa e sala. Pentru că am primit și eu tot felul de întrebări și... Deci, în primul rând, pentru că am primit mai multe întrebări și pe mail și pe SMS, pot să vă spun că pentru cadrele medicale, pentru medicii din spital, există niște excepții față de regulile care sunt pentru populație referitoare la carantină și izolare. Le găsiți în actele normative, o să vi le indic exact dacă vă pasionează, dar altfel ar însemna că spitalele ar putea să fie decimate la capitolul personal și nu le-ar mai trata nimeni. Cu toate astea, eu am constatat următorul lucru. Când am venit. Astăzi, când vorbim, în Spitalul Județean de Urgență Ploiești au fost sau sunt 59 de medici care s-au infectat, 198 de asistenți medicali, 92 de infirmieri îngrijitoare, 22 de brancardieri și personal tehnic administrativ, 125. Într-un total de? De la începutul, în total de 2650 de oameni angajați. Acum, am dat seama, 59 de medici care în decursul timpului s-au îmbolnăvit înseamnă o presiune foarte mare pe ceilalți colegi. La un moment dat am avut o secție din 7 medici, 4 erau izolați cu COVID și unul carantinat contact. Deci vă dați seama cum a funcționat secția. Volumul de muncă, de încărcare pe medic a devenit infernal. Ceea ce este interesant de spus este că marea majoritate nu s-au infectat pe secțiile COVID, ci s-au infectat pe secțiile non-COVID. Și asta există o explicație. Și la explicația asta avem o soluție. De fapt, soluția era inițiată de noi, de Ministerul Sănătății, eram și eu pe acolo în vară. Am așteptat să fie omologate și să fie acceptate atât de OMS cât și de CDC Europa acele teste rapide antigen. Odată cu aceste teste antigen, poți tria mult mai repede atât personalul medical cât și bolnavul. Să vă explic cum se îmbolnăveau oamenii pe secție. Domnule, medicii nu s-a test. Nu e adevărat. Bolnavul venea și făcea PCR în fereastra serologică. Bolnavul nu avea test PCR pozitiv, pentru că metoda are niște limite în funcție de ziua în care ai venit în contact cu pacientul pozitiv. Era internat cu PCR negativ pe o secție curată, să spunem, pe neurologie sau pe cardiologie. După 2-3 zile dezvolta niște simptome sugestive pe definiția de caz, era testat, era găsit pozitiv. Se făcea anchetă să izolau bolnavi. Am avut și 12 bolnavi pozitivi, care inițial au fost negativi. Ei, odată cu apariția și omologarea și introducerea în ordinul ministrului 1513 acestor teste rapide antigen, care se fac doar din nas, nu din nas și din gât, deci nu din sânge, aia altceva, aia seroprevalență. Aceste teste permit unui spital, cum e și spitalul pe care momentan îl conduc eu, să trieze mult mai eficient atât personalul care intră în tură, cât mai ales bolnav. Înainte să ne distribuie inspectoratul de urgență teste, am cumpărat noi, de fondurile proprii, și vom cumpăra în continuare, astfel încât nu numai unitatea de primire urgență, dar și secțiile clinice să aibă aceste teste la dispoziție și să le facă repetitiv, din două în două zile, dacă pacientul dezvoltă o simptomatologie. Încet, încet cu aceste teste am curățat, să spunem, între ghilimele, două secții și am liniștit cumva și personalul mediu. Nu medicii, că în general cam ei și cam asumă, dar personalul mediu, îngrijitor și mai departe, refuzau, intrau medicale și au dat și foarte mulți demisia de frica acestei boli, mai ales cei care au avut rude cu probleme foarte mari în familie. Eu o să vă spun asta ca să lămurim o treabă, că am primit foarte multe întrebări. Doi. Am mai avut o conferință de presă cu domnul președinte al Consiliului Județean, Iulian Dumitrescu, acum câtva timp, când i-am prezentat problemele imediate și cam ce, cum am putea să rezolvăm o criză în care era spitalul. Foarte pe scurt, vă spun ce am făcut până acum și ce facem în perioada imediat următoare. Am reluat lucrările la secția ATI, care estimez că între 10 și 12 decembrie, cum v-am mai spus, va fi gata. Secția care intrase în renovare undeva în iulie și s-a oprit să relucrările și care îmi blocau într-un sol întreg de spital.
Deci ceva între 5 și 12 decembrie, secția operațională și atunci cred eu că voi comasa toate paturile de COVID și vom ajunge la o capacitate de tratament de 30 de paturi ATI COVID. În acest scop, din banii Consiliului Județean alocați în luna precedentă, am derulat procedura și deja mâine vin 10 ventilatoare. Erau 6 și am mai reușit să obținem finanțare pentru încă 4 și luăm 10 ventilatoare, niște ventilatoare de ultima generație, cu peak flow și așa mai departe, adaptate și pentru aceste cazuri de pneumonie COVID. De asemenea, s-a încheiat lucrarea de reparație oxigenului la secția de boli infecțioase. Acolo era o mulțime de saloane, nu mai știu exact 6 sau 7, care nu aveau oxigen deloc. Și dacă bolnavul avea nevoie de oxigen, trebuie să te duci cu celebra butelie la patul bolnavului. Nu mai există butelii la boli infecțioase, există o stație nouă și există prize de oxigen pentru fiecare pat, numai pentru fiecare salon. De asemenea, la unitatea de primire urgență, să vă dau cifre exacte, s-au mai montat, pentru că presiunea foarte mare a fost pe ei, încă 21 de prize de oxigen, ceea ce permite, atunci când nu sunt paturi libere pe secții la noi sau la spitalele suport, tratarea încă 21 de bolnavi, inclusiv cu procedura CPAP, cu acea mască specială, care este aproape ca terapie intensivă și care, mai nou, pe plan mondial, e considerat o metodă de elecție, ventilarea fiind ultima soluție, pentru că decesele sunt foarte multe. Astăzi începe lucrarea la pneumologie, astfel încât toate saloanele de la pneumologie, zic eu, estimez în 2 săptămâni, vor avea priză de oxigen la fiecare pat. Și atunci capacitatea lor de tratare a cazurilor medii și severe va crește cu 30%. Am achiziționat măști CPAP și concentratoare. În prezent, la pneumologie, acolo unde sunt de oxigen, sunt concentratoare de oxigen și butelii. Apropo de butelii, vreau să vă spun că până în epidemia COVID, consumul lunar de oxigen la secția de boli infecțioase era de 50 de butelii pe lună. Astăzi când vorbim, consumul de oxigen este de 80 de butelii pe zi. Spital, secția Nord, da? Cel de pe Găgeni, deci secția principală a spitalului, avea un consum, având în vedere că erau chirurgii, erau cardiologie și așa mai departe, de 800 de metri cubi pe zi. Astăzi când vorbim, am atins capacitatea de 5600 de metri cubi și o măresc. Asta înseamnă camionul vine zilnic, iar săptămâna viitoare s-a aprobat proiectul, s-a finanțat tot în banii Consiliului Județean, mai vine un stocator de oxigen de backup pentru județean. Pentru că în Spitalul Județean sunt tratați bolnavi în UPU, la un moment dat au fost 70, au fost 16 ambulanțe într-o oră. Toți cu COVID, toți forme grave. Și au fost la un moment dat 70 de bolnavi suspecți și pozitivi. A trebuit să găsim o soluție pentru toți acești bolnavi. Soluțiile sunt, odată, mărirea capacității de tratament la boli infecțioase s-a rezolvat. Mărirea capacității de pneumologie rezolvată parțial concentratoare, rezolvată final, cam în 2 săptămâni când termin lucrarea. Și comasarea unor secții. Astfel încât să creăm la nivelul spitalului o zonă izolată de celelalte secții, pentru că și bolnavii non-COVID au drepturi și trebuie să fie tratați în siguranță. Această zonă este astăzi, când vorbim la etajul 4, era o zonă tampon care nu era autorizată sanitar și era neautorizabilă, am anulat-o, am mutat secția de interne 1 în fosta nefrologie, nefrologia în bună vestire și așa mai departe, a fost un fel de șah, un fel de țintar. Avem 105 paturi pentru tratament medico-chirurgical, asta înseamnă și bolnavi care trebuie operați de urgență, a fost aseară un caz, a operat doctorul Mihalache cu doctorul Pușcariu, o pacientă cu urgență medicală, un hematom destul de sever, și pacienta respectivă avea COVID, a fost operată într-o sală de operații destinată pentru așa ceva și acum este în terapia COVID. După care va merge pe post-operator pe acea secție medico-chirurgicală. La fel, bolnavii cu accident vascular, care până de curând îi luau spitalele suport, nu mai e loc în spitalele suport, nici la noi, nici în București. Și atunci a trebuit să ne gândim și pentru ei să avem un salon, să spunem, bolnav cu patologie neurologică sau ortopedică. Deci în astea 154 intră, să spunem, 80% COVID și atât, își asumă colegii de pe secția interne 2, care au stat și 12 ore și 14 ore la serviciu, da? Și alți colegi care au dorit. Un medic pneumolog pe care l-am detașat de la pneumologie, un medic hematolog, 2 urgentiști care au venit pe detașare, 2 rezidenți de ultimul an de la Târgu Mureș, și ei fac în acest moment când vorbim, mută bolnav pozitiv din UPU, îi duc în acea secție operațională de ieri, dar pas cu pas am dus bolnavii acolo. Probabil vom mai rezista încă o săptămână,
cu o presiune mult mai mică de unitatea de urgență și cu un confort mult mai mare pentru pacient. După care, evident, avem și planul următor. Mai există posibilitatea de comasare, nu foarte mare, dar totuși eu zic că rezistăm până când terminăm lucrarea la pneumologie și până când mai facem niște spitale suport în județ. Problema? Terminăm. Eu nu pot să spun chestia asta, eu mă bazez pe calculul care l-am făcut de 29 de zile de când sunt eu manager. Adică aveam la un moment dat nevoie de 30 de paturi, am creat 45, în 3-4 zile alea s-au umplut, după care am făcut 60, s-au umplut, acum am 105 și tot așa. Evident că externăm, dar e foarte greu să externezi un bolnav până când medicul curant nu este sigur că acel bolnav nu poate avea probleme. Alte județe au făcut trăznaia asta în criză de loc, cu externat, domnule, luați-vă butelia acasă. Ei, bolnavii s-au întors în urgență și s-au întors grav. Așa că nu ne putem permite lucrul ăsta. Mai vreau să vă spun un lucru. Și cele 4 ventilatoare care stăteau funcționează. Le-am dus, pentru că nu puteau fi puse pe secția COVID, le-am dus pe secția non-COVID ATI și am dus 4 ventilatoare cu turbină jos. Deci era o chestie care a luat o zi. În fine, v-am spus lucrurile astea. Mai sunt multe alte lucruri, dar nu cred că sunt de interes. În total, astăzi, când vorbim, Consiliul Județean a suplimentat finanțarea cu 6 milioane de lei. Și dacă mai este nevoie, mai așteptăm și banii de la Minister, cu mare drag, de la Ministerul Sănătății, prin DSP, solicitările de suplimentare. Am făcut stoc de materiale de protecție, mai cumpărăm măști SIPAP și așa mai departe. Deci să n-aud că nu suntem pregătiți. Suntem foarte pregătiți. Singura noastră problemă, și este imensă, și vă spun foarte sincer, la asta lucrăm acum, este comunicarea cu pacienții, devine foarte dificilă, telefoanele sună non-stop, personalul e foarte obosit. Fac un apel prin dumneavoastră la asociațiile care doresc să mă contacteze cu voluntari care să aibă curajul să îmbrace în acele costume, le punem noi gratuit la dispoziție, să intre în secție, să discute cu personalul din secție, să ia date despre pacienți și să sune familiile să le spună în ce stare sunt. Și eu răspund la telefon și directorul medical, am ajuns și directorul financiar, tot dăm date despre pacienți, dar nu facem față. Credeți-mă, oamenii vor să știe uneori și din oră în oră, mai ales când cei din terapie. Este aproape imposibil, fără sprijinul voluntar. Ne vin niște studenți. Asta era o veste foarte bună. Doctorul Arafat a semnat un ordin și 25 de studenți vor sprijini și la foile de observații și la monitorizarea pacienților, studenți de an mari, 5 și 6. Atât în terapie, voluntari, atât în terapie intensivă, cât și în unitatea de urgență și pe secția COVID. Dar aș prefera ca voluntarii care se discute cu familia să fie non-medical, ca să folosim cadre medicale, studenți pe post de asistenți, medici de toate specialitățile pentru COVID și persoane care să primească un training foarte rapid pentru relația cu pacienții. Și așa 25, că 25 de studenți vin în următoarele zile să sprijină activitatea la SJU Ploiești. Și am mai solicitat astăzi prin doamna director, pentru că sunt rezidenția de ATI care au dus greu în tir și pe secție, vor și fetele alea să mai își vadă copiii, să-și mai vadă familiile, să ne le înlocuiască și să ne dea minimum 8 la presiunea asta. Nu știu dacă o să reușesc, dar aș vrea să reduc presiunea pe medici anesteziști, pentru că începând operațiile la pacienți COVID, când avem un control să-i salvăm, va trebui să mărim capacitatea secției. Și atunci 6 oameni nu mai fac față. 6 plus 8 ar face față pentru o perioadă de timp. În speranța că măsurile care s-au luat de către guvern și probabil conștientizarea mai mare a populației va face, așa cum eu sper și analizez, să fim oarecum într-un platou. Deci nu mai suntem într-o creștere accelerată, suntem într-un platou, dar un platou înalt. Un platou care, cinstit, depășește cu mult capacitatea de tratament a tuturor spitalelor din România. Nu numai a spitalului județean de urgență, care oricum avea un deficit de personal cronic. Am scos posturi, am anunțat, am dat peste tot, am discutat cu UMF Carol Davila. Avem promisiuni că o să rezolvăm. Până atunci colegii și-au asumat și fac o resuplimentare. Asta e viața. Și neplătite, că n-ai cum să le plătești. Dai spune de COVID, când stă 14 ore în loc de 7, chiar n-ai cum să le plătești pe ore. Avem în vedere că suntem spitalul de stand de urgență și atâtea parte pe care le-a suplimentat. Care e diferența cu Institutul din București, la patul de ATI, știu că suntem Institutul, unul din institute, că ești Marius Nașta, e tot institut. Vorbim de Matei Baș, după știința mea, ei aveau 30 de paturi de terapie. Noi astăzi tratăm 26 de bolnavi în terapie, din care cred că 18 intubați. Dar nu-mi cereți o situație exactă, pentru că practica medicilor mei din ATI este de a detuba atunci când se poate. Asta face ca statistica reală, pe care o puteți verifica din documente, eu le-am păstrat, să sune cam așa. Asta că tot e, îmi pare rău, folosesc un eufemism, tot spitalul groază, spitalul morții, uite că nu e chiar spitalul morții, și vorbim pe cifre. Și aici nu e meritul meu,
este meritul colegilor care sunt de meserie. Imediat vă spun. Sper să și găsesc. Că nu găsesc și nu înțeleg de ce. Am transmis-o cuiva de la presa centrală, care bineînțeles n-a publicat, dar nu este o problemă. Poate publicați dumneavoastră că este munca colegilor mei. Deci, aproape 2600 de pacienți COVID au fost tratați în Spitalul Județean de Urgență Ploiești, pe ATI 480, infecțioase pneumo și boli interne 2000. Au decedat 260 de pacienți din cei internați în ATI, ceea ce înseamnă că au decedat în ATI 52,10. Avem peste 45% supraviețuire în ATI. Iar la capitolul pacienți intubați versus pacienți ventilați neinvaziv, supraviețuirea cei intubați e 15% astăzi. Da? 78% într-adevăr au fost decese în ATI pentru că vor scăzuri grave. Dar procentul, chiar dacă e foarte trist, este mult mai bun decât la spitale de prestigiu. Asta înseamnă că s-a muncit cu rezidenți, cu medici ăștia care mai înjură lumea. Eu le mulțumesc foarte mult și sper să aibă putere să meargă în continuare. Că despre asta e vorba. Astăzi, la boli infecțioase, s-a pensionat un medic și mai este un medic pensionar care participă voluntar la gărzi și sunt, vă spun eu, câți? 4. Doar 4. Și cu pensionarea 5. 5 oameni care țin 72 de paturi COVID, marea majoritate pe oxigen la presiune înaltă sau pe măști CPAP sau pe concentrator. Da? Deci cam asta e situația. Și infecționiști am tot cerut, dar nu sunt. E o specialitate deficitară. La fel la pneumologie am lăsat 5 medici pe 60 de bolnavi la obor. Un medic venind să sprijine colegii de la boli interne. Astăzi sunt 5, sperăm să rezolvăm 6 ca să pot să am o linie de gardă permanentă să nu apelez la urgentiști pentru vizita de seară și pentru urgențele care apar în timpul nopții. Deci am ajuns aproape ca Balșu, am avut și noi pacienți pe culoar, pe targă, pentru că noi am mai cărat paturi din Bordescu și astăzi mai duc niște paturi ca să fim pregătiți pentru zilele astea libere, să nu stea oamenii pe scaun. Pentru că și la Balșu ați văzut, stăteau pe cele scaune. Pentru că dacă îți vin 16 pentru o oră și tu ai o tromboliză alături, ai un accident vascular, accident de mașină, nu ai unde să întâi. E o situație care dacă depășește un institut național, nu știți ce e și în alte părți ale Moldovei și acolo e la fel. Și imaginile astea le-am văzut cu toții în Italia, le-am văzut în Franța, le-am văzut în alte țări și unii probabil în vară au sperat că nu se întâmplă. Iată că s-a întâmplat. Cam atât am zis. În acest moment există un risc că în Spitalul Județean se întâmple o tragedie cum cea din Pietra Neamț? E ca și cum m-a întrebat... Având în vedere că nu are autorizație... Nu, haideți să vă spun cu autorizația. Deci, am plătit amenda pe care trebuia să plătească cine trebuia să facă documentele, pentru că, când ce am înțeles de la un specialist de la ISU, se puteau solicita autorizații de securitate la incendiu, acolo unde lucrările au fost terminate. Autorizații parțiale. Asta am făcut eu astăzi, am solicitat inspectorul sezonului să-mi facă autorizații. Eu am găsit spitalul fără autorizație. Nu numai secția asta. Și cele renovate. Asta e. Cine a greșit, cine a răspuns de PSI în spital, va plăti ce amendă la ISU, care nu e nimic. Și asta am făcut. Am solicitat consultanță, ne-au spus ce avem de făcut. Funcționează, cel puțin în sediul de la Nord, perfect. Și stația de avertizare la incendii, funcționează și senzorii. Mai departe, documentele trebuie făcute, inspecția să face în continuare și eu zic că nu cred că o să fie probleme deosebite, pentru că am schimbat instalația de oxigen. Tocmai că mi-era frică. Am schimbat-o complet, deci n-am reparat-o. Este o stație nouă de oxigen. Și toate circuitele electrice s-au refăcut. Terapia de care v-am spus că se lucrează la ea, trofonul mare, absolut toate echipamentele electrice le-am schimbat. Absolut tot. Pentru că va fi un consum foarte mare. La fel, consumul pe terapia actuală COVID, care este pe secția de ortopedie la parter, este securizat. Tot așa s-au făcut circuite separate. Încălzirea în tir s-a făcut cu specialiștii de la DSU pe circuit electric separat, cu calorifere și nu cu radiatoare, ca să fie incandescență. Ne-am luat toate măsurile. Într-o seară a fost o mică problemă la un
Holender, așa se numește piesa, nu știu cum arată, au venit imediat și au remediat, am oprit oxigenul centralizat, am pus, deci suntem cu oameni permanent, atenți, pentru că am interzis folosirea unor ștechere cumpărate cine știe de unde, și electricienii au schimbat absolut toate prizele defecte. Asta am făcut de la început, plus că am dat sarcină fiecărui șef de secție ca la sfârșitul zilei să facă această verificare maxim ce se poate face omenește. Dar sunt instalații din 78 în spitalul. Sunt instalații. Spuneați la un moment dat că sunteți pregătiți. N-am înțeles pentru ce sunteți pregătiți și de ce fac această nuanță, pentru că specialiștii spun că în lunile următoare, chiar până în primăvară, se va accentua această criză sanitară. Cine, specialiști în campanie electorală sau specialiști adevărați? Că vreau să facem această precizare. Eu sunt pregătit pentru o creștere a cazului, asta v-am spus. Suntem pregătiți, adică am făcut stoc de echipamente, de reactiv pentru PCR. Așa se face, așa te pregătești. Faci un stoc. Nu aștepți, domnule, dacă vine lor, dacă nu vine lor. Deci suntem pregătiți ca personalul să fie protejat, suntem pregătiți cu mărirea capacității de oxigen în continuare. Dă Doamne să ne pregătim și să fie o plafonare a cazurilor, dar evident depinde foarte mult, unul, de reglementările care se pot da pentru contenția epidemiei și de măsurile pe care știa fiecare unul. Foarte multe localități din Prahova, inclusiv Ploieștiul, dar și altele, au depășit o rată foarte gravă în ceea ce privește numărul de infectări la 1000 de locuitori. Personal dumneavoastră, ca fost reprezentant în Ministerul Sănătății, dar și ca manager de Spitalul Județean, cum apreciați că ar fi nevoie de o carantină în momentul de față în Prahova și în ce localități? Eu nu pot să apreciez lucrul ăsta ca a fost. Pot să vă spun ca actual director de spital, că mă ocup de bolnavi. Eu nu pot să vă spun criteriile după care, dacă aș fi prefect împreună cu cei abilitați, stabilim sau nu carantină pe localitate să vă județ. Ar fi o soluție? Nu pot să comentez. Vedere. Nu sunt în poziție să comentez eu lucrul ăsta. Poți să vă spun. Întrebarea doamnei director și de ce pun această întrebare? Pentru că după starea de urgență, singura localitate care a intrat în carantină Godet a fost pentru 3 cazuri la 1000 de locuitori. Nu, 16 la 1000. Pare rău. Am citit în presă și știu situația. 16 la 1000 cu bolnavi. Deci în momentul ăsta, care este rata de infectare? În momentul ăsta, noi analizăm absolut toate aceste localități în funcție de evoluția cazurilor în ultimele 14 zile, da? Carantinarea unei localități, în primul rând, după cum știți și de la Gorneț, trebuie luată în momentul în care, într-adevăr, este un risc iminent și alte au fost luate absolut toate măsurile pentru a preveni acest lucru. După cum știți, la nivelul tuturor localităților au fost luate măsuri de către CJSU de prevenirea creșterii acestui risc. Momentan nu au fost creșteri foarte mari, dimpotrivă, sunt perioade în care sunt scăderi, deci suntem pe un trend, să spunem așa, constant. Sunt zile în care scade, zile în care mai crește un pic, dar nu este îngrijorător. Toate aceste analize se fac de către specialiștii noștri și noi urmărim. În momentul în care considerăm că va fi necesară carantinarea, noi am tot dat și facem analize zilnice și urmărim evoluția, pentru că trebuie urmărită evoluția, da? Să carantinezi în momentul în care nu ai creștere și probabil trebuie să așteptăm toate măsurile care s-au luat. Dacă s-au închis restaurantele, sunt închise școlile, este portul obligatoriu, se fac controle, după cum știți, mai des în toate localitățile astea, poliția merge, se ține cont și de reziliența populației, cei care sunt carantinați sau izolați, dacă ies sau nu. Sunt foarte multe date, deci o analiză de carantinare se face cu foarte multe date amănunțite. Noi toate aceste date le urmărim și le analizăm, astfel încât în momentul în care considerăm că este nevoie să se carantineze, vom înainta această solicitare către INSP. În momentul de față, conform analizelor, nu s-au îndeplinit toate condițiile pentru carantinare. Așteptăm să vedem în urma acestor măsuri luate, da? Pentru că s-au luat măsuri prin CJSU, practic carantinarea ar presupune în plus să nu mai intre, să nu mai iasă. Și o mică precizare referitoare la spital. Deci, și acum discut chiar tehnic, asta pot să spun, nu pot să discut de deciziile care le ia DSP sau CJSU, că nu sunt în poziția asta. Dar tehnic, medical, ca non-epidemiolog, ce sunt, pot să vă spun.
În momentul în care ai avut o rată accentuată de creștere, care a dus de la 2 la 4 la 1000 la un moment dat, ai dublat practic numărul de cazuri. Ceea ce creează presiune pe sistemul sanitar 2-3 săptămâni. Da? Abia atunci îi vezi. Oamenii la rândul lor, până să testeze, până să simptome, au fi dat pe alții. Și atunci, chiar dacă cifric nu te încadrezi, astfel încât că nu carantinează autoritatea locală fără avizul INSP, și INSP este criterii destul de strict, până ca să ajungi și să îndeplinești criteriile alea, tu poți să ai în perioadă asta o presiune foarte mare pe sectorul sanitar. Da, eu le analizez și eu cifrele și de-aia am spus că mă pregătesc. În funcție de cifrele care le dă DSP-ul și care le fac epidemiologii, mă gândesc și eu cam care ar putea să fie, pentru că știm exact, din total contaminat, sunt studii făcute, cam câți vor avea forme medii, câți vor avea de greu și câți vor avea nevoie de ATI. Și asta am făcut tot timpul. Am zis, erau 0,4, 30, 40, 70, 105. Și am plan și dacă încă mai am o săptămână de presiune, chiar dacă se plafonează la număr de cazuri, sunt oameni care au stat acasă, care au zis, eu n-am că nu fac. Vă spun eu, că discut cu ei aproape în fiecare zi. Stau o săptămână, se tratează după ureche sau după cine știe ce site obscur, și după 2 săptămâni de-abia își sună medicul de familie, când deja ei sunt destul de grav. Până face testul, până nu știu ce, eu practic în a 3-a săptămână de boală, vine la mine cu saturație 80. Și necesită poate 3 săptămâni de spitalizare. Deci de-aia îmi blochează locurile. Acum cred că am fost cât să poate explicit. În opinia dumneavoastră, considerați că pacientul trebuie, în momentul în care prezintă forme ușoare de COVID, să se prezinte, să, în afară de acel telefon la medicul de familie, să și consulte nu, și un specialist, astfel încât să-i se facă investigații? N-am avea cum să se întâmple lucrul ăsta, pentru că 5 infecționiști n-ar putea să vadă sute mii de oameni. Dar e foarte important telefonul la medicul de familie la apariția primelor simptome sau atunci când este sigur că a venit în contact, asta înseamnă că a stat mai mult de 15 minute, mai aproape de 1,5 metri, fără mască, o persoană sigur pozitivă. E, în momentul ăla, medicul de familie poate să-i recomande un tratament, da? Care, luat din pripă, poate să-l facă să nu ajungă într-o fază gravă bună. Sau, în funcție de simptome, ei să țină legătura permanent, astfel încât atunci când simptomele devin amenințătoare, să-l îndrume medicul de familie către spital și să-i spune exact ce are de făcut și în cât timp. Noi facem și niște evaluări ambulatorii, le facem și în prezent. Să-l spun cum decurg lucrurile. Pacientul respectiv s-a dus și s-a testat, să spunem, la un laborator privat, pe banii lui. E ieșit testul pozitiv. Toate testele care se fac, laboratoarele încarcă în acel celebru program Corona Forms, care în ultima instanță generează un SMS către persoana respectivă. Dacă are telefon mobil, evident. Dacă nu, primește un telefon acolo unde a dat date de contact. În momentul ăla este îndrumat să sune medicul de familie. Este asimptomatic. Dom'le, stai și vezi. Unora li se spune să își facă rost de un puls oximetru, costă între 70 și 150 de lei. E foarte util. Pentru că chiar dacă nu-ți dai seama, vezi că e o saturație peste 95, deci riscul de a păți ceva urât acasă nu există la saturație 95. La fel, să-și măsoare temperatura, tocmai pentru a diminua. Cum îi evaluăm noi pe cei simptomatici, care au recomandare de la medici de familie sau care ei solicită consul, vin în tătă de primire urgență, da? Cei care n-au test, dar au simptome sugestive, sunt testați, sunt 2 aparate PCR, durează, dacă nu e îngrozitor de aglomerat, cum am avut weekendul trecut, acum s-a mai liniștit, între 3 și 6 ore, stă într-un izolator, se testează, după care îi se face o radiografie sau o tomografie și poate să plece acasă. 3/4 din cei care vin la UPU pleacă acasă. Am mai făcut o chestie. Pe fișă de UPU se duc și la boli infecțioase, unde este și acolo radiologie digitală. Își fac o radiografie, recoltează sânge, da? Ei nu sunt încă pozitivi, nu sunt supuși unor restricții, sunt instruiți să vină cu mască, să circule singur cu mașina, să nu se ducă cu taxiul și așa fac majoritatea. Dacă au forme ușoare, primesc un tratament de la medicul infecționist și pe acasă. Așa gestionăm, să spunem, 80-90% de prezentări. Altfel, 1000 de paturi de la județean nu ar fi fost de ajuns pentru cât sunt astăzi bolnavi în Prahova. Deci nu mai trebuie internați toți. Nimeni nu-i ține cu forța. Cei care au dorit să se trateze acasă, evident, dacă forma era medie, medicii din spitalul județean au sfătuit totuși să rămână câteva zile. Spus. Unii au refuzat, au semnat sau s-au acasă. Unii au revenit, dar s-au făcut bine. Cam asta e treaba. Deci acum, strict pe anchete epidemiologice, avem noroc că avem și delegații de la SSC și avem în total vreo
zilnic am 35 de persoane care fac. De ce spun? Sunt mai mulți, practic, dacă îi adunăm, dar noi trebuie să avem și sâmbătă și duminică, după cum știți că avem permanența. Deci avem cam 35 de persoane zilnic care se ocupă de anchete. Pe lângă aceste persoane, mai avem, v-am spus, personal care după aceea scrie dispozițiile și le transmite, se ocupă de transmiterea acestora. Deci noi... La o medie de 300-350 de cazuri pe zi, deci putem să fim zi pe zi să facem toate anchetele. Ceea ce e foarte important, vreau să explic. Deci cel mai important este să fie sunat, să luăm contacții. Noi de câte ori îi sunăm și luăm contacții, le dăm, li se recomandă de la telefon să stea acasă, să se carantineze sau să se izoleze după caz. Deci asta este. Poftim? Contacții, ce faceți cu ei? Ați luat informațiile despre contacții? Păi contacților îi anunțăm și li se dau dispoziții de carantinare. Deci este o diferență între izolare și carantinare. Vroiam să mai fac o precizare acum, apropo de pacienții pozitivi. Da, pacienții pozitivi, cei care au ieșit pozitivi, sunt acasă. Transportul pacienților pozitivi se face exclusiv cu ambulanța. Pentru cei care sună medicul de familie, ei sunt evaluați de către medicul de familie. Gândiți-vă că trebuie să mergem pe partea asta. Medicul de familie le știe foarte bine istoricul. Noi chiar am avut discuții inclusiv cu colegiul medicilor, am avut și cu casa și vis-a-vis de concediile medicale. Medicul de familie știe care e cu risc, care nu e cu risc. Da? Înainte de a ajunge NUP sau la spital, dacă este pozitiv acasă, vine ambulanța. Ne ajută foarte mult și ambulanța, pentru că și ambulanța evaluează starea pacientului și testează, da? În cazul în care pacientul refuză să fie dus la spital, nu poate fi dus la spital, deci nu se face internarea cu forță. Asta trebuie să știți, că fiecare în momentul în care foarte mulți, după ce vine ambulanța și îi controlează și văd ei că sunt ok sau că nu sunt, preferă să rămână acasă, nu se ducă în spital, da? Deci între, pentru pacienții pozitivi, între casă și prezentarea la spital, mai există și ambulanța, care ajută foarte mult, după cum știți, și cu recoltări. Deci, mai este o secundă, vorbesc de cei suspecti, că vin și să te evaluați acolo, că ești tu pozitiv, sănătate. Dar omul vine suspect, tușește. Sau dacă este pozitiv, l-am găsit, a stat în UPU și vrea acasă, ia ambulanța și îl duce acasă. Vin cu propriile picioare sau cu mașina personală cei suspecti până le iese testul. Deci și testul, nu mai pot să-i zic. Rugăminte mare... Mă rog, la datele de ieri, de la ora 1, 17.410 anchete epidemiologice făcute în Prahova de la începutul pandemiei. Nu știu cifra exactă. Păi ăsta era numărul de confirmați pe Prahova ieri la rând. Da, înseamnă că așa atâtea sunt. Îl aveți cel puțin cel mult 7.409. Eu vă dau caz concret în care nu ați făcut anchete epidemiologică. Confirmat acum 5 săptămâni. Deci eu vă spun că ieri eram la zi... Am fost contact direct al unui caz confirmat, învățătoare într-o clasă cu 30 de copii, copiile, familiile respective nu au fost sunate să fie informate. Asta, deci iar cazul confirmat este fetița mea, nu au fost sunate, au fost sunate de SP București, în schimb, să ne fim întrebați de sănătate și să ne spună să stăm cu minții acasă. Dacă, deci aici s-ar putea să fie exact ce a spus la început. Dacă doamna era pe București și ancheta a fost făcută de către DSP pe București. Nu, doamna, a fost pe București. Este fetița mea minoră, de 9 ani. Deci atunci cum de v-a sunat București? Este posibil ca buletinul să fie ajuns, să nu fie ajuns la noi. Stați un pic, aici sunt alte. S-a întâmplat. Dar dumneavoastră au ajuns actele transmise de mine. Eu vă dau toate aceste detalii. Știu, dar noi, toate buletinele sunt ridicate în CoronaForce și noi le primim de laboratoare. Se întâmplă într-adevăr. Dacă în CoronaForce a fost probabil, este probabil să fie o eroare, a fost introdus pe București și nu pe Prahova, atunci este normal să vă fi sunat cei din București. Pentru că CoronaForce. Deci revenind. Acum o lună și... O să verific. Deci chiar nu știu despre ce e vorba, o să verific. Eu vă spun că am reușit să ajungem la zi. Nu contează. Slavă Domnului, s-a terminat cu bine, putea să nu. Dar într-o clasă, vă spun caz concret, clasă de copii de 9 ani, sunt școli închise, deci contact direct, două zile copii respectiv, 30 și ceva de copii considerați contact indirect, s-au plimbat absolut liniștiți, fără cursuri extrașcolare și așa mai departe, după care învățătoarea a fost confirmată pozitiv, copiii au devenit contact direct, familiile nu mulțumesc, nu s-a întâmplat.
aflat nimic cu ele, nu a sunat nimeni să îi anunțe că trebuie să stea acasă. S-au testat 6 cauburi din toată clasă, 4 au fost pozitivi. Deci o să verific această informație, nu știu despre ce e vorba și deci, nu pot să... Anchetele epidemiologice se fac exact pe cazul pozitiv, da? Li se ia cazului pozitiv, se face, sunt două formulare, da? Avem o dată ancheta, ni se dau contacti direcți cu nume, prenume, adresă și tot. Li se recomandă, vorbește, că toți știu, să stea acasă, noi o să dăm după aceea dispozițiile și se face și la locul de muncă. Ce spuneți dumneavoastră, nu știu despre ce e vorba, dar din moment ce spuneți că v-a sunat DSP București, probabil a fost acolo, a ajuns probabil buletinul în loc să ajungă la noi. Foarte corect și atunci de ce nu au fost sunați ca și contacti, de exemplu? Dacă București nu e anunțat, de unde să știe? Noi nu putem să intrăm peste o anchetă, da? Eu trebuie să fiu anunțat. La mine buletinul pozitiv îl iau. O problemă în sistemul dumneavoastră. Am înțeles. Bănuiesc. Cu care m-am confruntat direct. Da. Nu știu un detaliu. Lăsăm la o parte faptul că nu răspunde nimeni la telefonul DSP, că am sunat la 6 dimineața ca să intru în legătură cu cineva să vă dau pe masă efectiv actele și buletinul confirmat cu rezultatul pozitiv. Care am trimis și am primit mail după 10 zile că vor să trimit la medicul de familie o solicitare cu parafă. De parcă am parafă tot cu microunde din bucătărie să mai știu eu. Deci, ca sistem, dumneavoastră garantați în momentul de față că toate cazurile confirmate sunt subiectul unei anchete epidemiologice și că toți contactii sunt. Deci, ca sistem, eu vă spun așa, din ce avem noi date pe buletine și ce avem introdus în coronavirus, dar noi am reușit să sunăm ieri, eram la zi cu sunatul în vederea anchetelor. Sunt cazuri, într-adevăr, haideți să vă mai spun că nu pot să garantez 100%. Sunt buletine care vin fără niciun număr de telefon, vin cu CNP greșit, vin fără adrese de mail, deci fără date de contact. Sunt persoane care nu răspund la telefon. Deci eu nu vă pot garanta 100% că în aceste cazuri în care nu avem toate datele, se face. Dar noi le strângem. Sunt și s-a văzut clar. Am avut un caz și ieri, telefonul pe care l-a dat a fost închis non-stop. Da? Am reușit. Vă dați seama ce înseamnă la volumul acesta de muncă. Și aș vrea să conștientizeze un pic toate persoanele care se duc și se testează. Să dea, să nu mai fie reticenți, ne-aș da telefonul și adresa de e-mail, astfel încât noi să putem să luăm legătura cu dânsii. Da? S-a întâmplat să avem, la un moment dat am ajuns, dar este un volum foarte mare, să trimitem să aflăm la ce medic de familie sunt, astfel încât să putem să luăm legătura, să facem și acest lucru. Da? Deci am colaborat foarte bine cu Casa de Sănătate. În momentul în care am văzut că chiar nu dăm, am reușit să facem și asta. Dar gândiți-vă cât de mare este volumul și, într-adevăr, niciun sistem nu este perfect și se pot întâmpla și astfel de aspecte pe care le spuneți dumneavoastră. Dar noi din ce am... Da, se întâmplă și este foarte bine să ni se aducă la cunoștință. Credeți-mă că avem adresă de mail care este blocată, da, pentru că sunt trimise foarte multe. La call center, într-adevăr, avem persoanele. Dar gândiți-vă că este un număr limitat de persoane. Numărul care sună, atât timp cât o persoană este în convorbire, i-am întrebat pe cei de la call center, am discutat și am văzut, o discuție durează cam 10 minute. Bun, și atunci revenim. Câte anchete epidemiologice are? Nu știu la acest moment să vă spun totalul, dar uitați-o să vă răspund, o să mă interesez și vă răspund totalul. Numai o secundă, la începutul conferinței ați precizat faptul că în cazul persoanelor care au fost contact direct, nu mai este necesară emiterea dispoziției... În cazul pozitivilor, persoanele pozitive... Pentru persoanele pozitive, nu contact direct. La contact direct, decizie de carantină. Haideți să facem un pic. Tot ce e pozitiv e izolare, tot ce este contact e carantinare. Decizie de carantinare le dăm pentru toți contactii. Pentru pozitiv nu se dau, că toată lumea cere decizii de izolare și la pozitiv. Nu, la pozitiv se dă conform legii 136, în cazul în care persoana refuză
izolarea, da? Pentru că este o decizie de confirmare sau de infirmare. Și în cazul în care medicul de familie refuză totuși să elibereze acel concediu medical fără decizia de... Noi am vorbit, noi am făcut, am transmis și către medicii de familie adresă cu prevederile legale, dacă ar mai fost situații într-adevăr, pentru că până să fie această monitorizare la medicii de familie, știți foarte bine că era evaluarea unităților sanitare și acolo într-adevăr noi oricum ca să dăm o dispoziție trebuie să avem o solicitare pentru că dacă v-ați, nu știți, dispoziția conține inclusiv medicul care l-a dat date despre medicul care l-a consultat despre ce simptome are și ce tratament. Deci acestea sunt niște date pe care noi nu le avem decât în momentul în care ni se solicită și conform legii doar la refuzul izolării le dăm. Capacitatea de testare a județului avem în afară de Spitalul Județean și Spitalul de Pediatrie a mai intrat un laborator care poate să facă 72 de probe pe zi și în plus noi trimitem, vreau să vă spun că noi trimitem prin DSP, noi preluăm probele de la centre rezidențiale, de la spitale, când au fost, de exemplu, probleme că nu le-au primit, că aveau colaborare. Noi am trimis în medie, ca să vă spun, luna aceasta, în afară de capacitatea celor trei care sunt care undeva la 150, am trimis în medie 280 de probe pe zi. Și vă mai dau o veste acest capitol. Săptămâna viitoare mai vine un PCR la Spitalul Județean și asta am uitat să vă spun. Am mai făcut rost de un PCR cu capacitatea de testare de 46 de teste trebuie. Așa că o să sprijinim și DSP-ul. Și sperăm că de la astăzi, când vorbim, am avut o singură mare problemă, chiar imediat ce am fost numit manager, din 4 persoane care făceau testări PCR pe laboratorul spitalului, nu pe UCU, 3 s-au îmbolnăvit de COVID. 2 dintre ele nu au venit astăzi la muncă, că au venit, și așa că am lucrat cu 2 persoane și am reușit să facem pe UCU în jur de 100 de probe pe 24 de ore, cu 2 aparate, și pe spital încă 100. Asta înseamnă că am acoperit solicitările la autoritatea de urgență, dar cu foarte mare dificultate și corespunzătoare. Venind acest aparat, v-am spus, 46 de probe la 3 ore. O să verificăm, se va face o anchetă, după cum am spus, pe cazul pozitiv, s-a cerut, s-a transmis, se transmite, dacă o să verific astăzi dimineață, la Consiliul Județean se va face ancheta contactilor direcți și de la locul de muncă, da? Trebuie făcută pe spațiile dezinfecție, sunt luate măsuri de protecție. Ce vreau să spun, este stabilit clar în metodologie. Dacă au fost respectate echipamentul de protecție și distanța, dar nu se consideră contact direct. Deci contact direct sunt cei care intră în acele cazuri conform metodologiei și în momentul în care nu s-au respectat măsurile de protecție și nu s-a respectat distanța. Mai o să vorbim, o să iau... Da. Mă scuze, vă spuneți, da. O să analizăm și o să verificăm și ce ne-ați spus. Mai vreau să speriați că, mă rog, spune angajații din ordinul domnului președinte al CJ Ioan Negrescu, s-a făcut dezinfecție cu nu știu ce substanță, chiar pe voi cu angajații în birouri și unul la care la... O să verificăm, nu pot să comentez acesta, de dezinfecția de obicei se face cu firme autorizate și firmele autorizate și cu substanțe autorizate știu probabil că trebuie făcută procedura. Da, da, firme autorizate, de ce știu eu. Este și firma autorizată, bănuiesc că știu cum să facă, că ei de-aia sunt autorizați ca să facă genul ăsta de dezinfecție. Aici o să verificăm și o să întrebăm și la firmă despre ce soluții. Deci pot să vă spun altceva, la mine la birou, după ce colegi de-ai mei au fost depistați de cei de la PCR pozitivi, am făcut și eu dezinfecție cu substanțe autorizate și cu nebulizatoare, doctorița Dobrescu, și credeți-mă că am ieșit doar 10 minute, substanțele care le folosim în județean pentru saloane și birouri, poți să și stai, miros oțet, deci probabil același lucru. Eu vă spun, puteți să veniți, care doriți, veniți și vă arăt cum am dezinfectat, de exemplu, sala de operație, după ce a operat colegia seară acel caz urgent. E neplăcut, dar substanța respectivă este achiziționată de la un furnizor autorizat, prezintă element de siguranță și miroase oțet. Da? Deci, eu am intrat la 10 minute după și uitați-vă, sunt viu, n-am nicio problemă. Da, bineînțeles și la mine, o femeie de serviciu a panicat, că murim, ne sufocăm, că la Timișoara asta e viața. Lumea este și agitată, dar încă o dată, bănuiesc că același lucru s-a întâmplat și aici. Nu cred că cineva astăzi în
Ploiești riscă să folosească o substanță neautorizată. Da? De principiu, pentru cei sensibili, bine să nu stai în momentul ăla. Sau să stai cu geamul deschis. Domnule director, ați terminat ancheta cu ventilatoarele acelea pe care le-ați găsit? Cine se face vinovat? Bună întrebare. Adică, conducerea spitalului la noi respectiv. Am spus-o și data trecută. Adică, în momentul în care tu primești, la sfârșitul lunii august, 6 ventilatoare și o mare presiune pe unitatea de tratament COVID, pe terapie intensivă COVID, soluția care am găsit-o eu împreună cu șefa secției de terapie intensivă a fost să iau 4 ventilatoare prevăzute cu turbină sau cu compresor, care n-au nevoie de rampă de aer comprimat, să le duc la COVID și pe cele noi care au venit de la Banca Mondială să le duc în secția nouă COVID unde e rampă de aer comprimat. Simplu, a durat 24 de ore cu tot cu meșteri cu firmă. Astfel încât capacitatea de tratament a bolnavilor COVID găsită de subsemnatul prima zi de mandat era 12, astăzi este 17. Că am mai reușit, am mai găsit într-un colț un loc unde am pus un ventilator. Și va fi 24, fără timp. Direcția de plante a făcut dezinfecția aici, că am aflat de la CICE. Da, vaccin antigripal avem și o să mai am mai primit vaccin inclusiv ieri, deci o să mai avem de distribuit în următoarea săptămână, probabil o să ajungă la medicii de familie încă 37.000 de doze. Da, o să vă dăm în total, poftim. Până acum în total cu aceste 37.000 am primit 73.833. Dintre care acesta știți că este și vaccinul pentru copii între 6 luni și 3 ani. Vaccinul a fost distribuit mai întâi la spital, din ce spuneați dumneavoastră. Am acoperit total tot ce înseamnă spitale, persoanele din centre rezidențiale și copiii între 6 luni și ăștia au fost principalii, da? 6 luni și 3 ani. Și restul ajung către medicii de familie pentru persoanele din grupele de risc. Și v-am spus, am distribuit până acum circa 34.000 și mai distribuim încă 37.000 circa în următoarea săptămână. Dar ne-au venit și pregătim distribuirea către medicii de practic, familie. Practic, când estimați că va ajunge vaccinul la medicii de familie? În următoarea săptămână, într-o săptămână, ajung și aceste doze, 37.000, la medicii de familie. Avem cazuri de gripă? Cred că sunt. Știți care este acum? Momentan sunt suspecți între gripă și COVID. Există niște teste rapide, antigen. Am primit niște mostre să vedem de unde le putem acționa, cel puțin la Spitalul Județean de Urgență. Vom face triplu test. București deja face. Căutăm și noi azi. I-am pus pe colegii de la Justiție să ocupe repede. Ei nu sunt foarte scumpe, costă între 30-50 de lei în funcție de producător. Sunt tot gen Barza, cu 3 poziții. COVID-19, gripa A și gripa B. Și o să încerc să fac rost cât de repede, astfel încât la unitatea de urgență și la boli infecțioase, să poți testa și de gripă, pentru că e important. Adică dacă se combine cu COVID-ul, cazurile devin destul de severe. Ne iertați, dar mai avem.